Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, încântată de cunoștință, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o mare slăbiciune către latura Middle Easter. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, țin să vă anunț faptul că abonarea Uh, absolut toate videoclipurile, like-urile, comentariile, distribuirile și tot ceea ce înseamnă acest canal de YouTube Este total, total gratuit Gratuită Bun Da, sunt uh, un pic răvășită Nici nu m-am uh, prezentat și eu cum trebuie în fața dumneavoastră Astăzi am dat decât puțin rimel și aia e Pentru că 40 plus de grade Dar nu sunt Busu de la Meteo. Sunt aici să împărtășesc astăzi cu voi experiența mea sau părerea mea finală în legătură cu două parfumuri ale casei Afnan. Da, v-am terorizat cu Afnan, dar ce să fac? Iubesc această casă, momentan absolut toate parfumurile care le dețin de la această casă, 10 din 10, da? fără nici cea mai mică diferență, în afară de asta, ce am mai testat pe parcurs, am câteva parfumuri um, pe lista de buy, da? Și eu acum când filmez este miercuri și după cum v-am obișnuit de ceva timp, parfumul zilei mele de astăzi sau My Scent of the Day este chiar primul parfum despre care vom vorbi și anume 9AM și ring light-ul vieții, dar, dar, a trebuit să închid absolut tot în casă, de aceea sunt în, pe sistem de saună, deoarece vis-a-vis -vis, din nou se lucrează cu drag și spor. Și băieții sunt la partea cu, cum se spune, bormașini sau nu știu ce alte chestii și zic să nu facem gălăgie. Bun, vă arătasem cutia, dar nu v-am vorbit, v-am vorbit de cu totul altceva. Aici aveți stickerul ce atestă autenticitatea. E genul de packaging, packaging. Genul de cutie normală, da? Nu avem prezentarea aceea fastoasă, fabuloasă de tip casetă, cutie sau așa mai departe. Însă, însă sticla, hai să dăm capacul jos că reflectă absolut tot. Este superbă pentru mine. Și da, vedeți bine. <laughs> însă, uh, dentul acesta, da, gaura aceasta se datorează atât mie cât și soțului meu. Deoarece 9 am din punctul meu de vedere este un parfum total, total unisex. Pe anumite site-uri îl veți găsi listat ca fiind unisex, pe altele masculin, însă după îndelungi, îndelungi purtări, da? Eu spun că este cu siguranță categoric acel parfum unisex. Și chiar dacă îl port deja, să-l reaplicăm ca să vă vorbesc cum trebuie pe subiect. Ce avem aici? V-am făcut unboxing și primele impresii în acest videoclip, însă de atunci și până acum au trecut. 4 luni, 3 luni jumate, cam așa. Și acest parfum s-a mega așezat, este macerat în momentul de față, după percepția mea. L-am și purtat ca să pot veni să vă spun ceva concret. Exact cum v-am spus. Este acel parfum total unisex. În deschidere. Deschiderea din momentul de față, după macerare, aș putea spune că, nu știu, dacă nu sunteți acele doamne sau acei domni din zona parfumurilor citrice, și dacă ați testat, dacă aveți o mostră, dacă aveți un decan din acest parfum, și inițial la prima pulverizare vi s-a părut ascuțit, șarp, cum se spune, ei bine, în momentul de față, după macerare, deschiderea este netedă, dacă mă pot exprima așa. Este ceva ce te duce într-o zonă fresh, cremoasă, dacă are sens, dar eu pur și simplu, fix așa, aș putea descrie izul acestui parfum. Da? Este fresh, cremos, curat, însă, din nou, când spun curat, nu mergeți cu gândul către um, latura aceea, soapy. Nu, nu are iz de săpun. Este mai degrabă, ca și cum te-ai afla într-o livadă cu mandarine și lămâi, da? Și pur și simplu în acea livadă este dimineață, este cât de cât răcoare, soarele e acolo sus pe cer, iar tu în acea livadă pur și simplu vii cu un coș mare de rufe proaspăt spălate și le întinzi pe o frânghie la soare, da? Cum se practica în copilărie. Cam asta este, cum să spun eu, prima stare în care cel puțin pe mine una mă duce acest parfum. Pur și simplu acolo sunt. Da? Deschidere citrică, însă, în momentul de față, aș putea spune un citric fiind dulceag, ca și cum mai avea mai degrabă mandarine sau lămâi confiate. da? Nu este ceva um, citric astringent. Are o atingere dulceagă. Însă, însă, pe măsură ce se dezvoltă acest parfum, ai și o adiere de lavandă, în momentul de față, din nou, după macerare, lavanda este și ea mai um, rotundă, da? din nou, nu este atât de țipătoare, între ghilimele, ca la prima pulverizare. De aceea spun și o să spun, oricum observ pe grupul meu de Facebook, Frecvei că spun degeaba, dar eu îmi fac în continuare datoria și vin și vă spun faptul că în momentul în care comanzi sau cumperi un parfum Middle Easter, nu te grăbi să le etichetezi de la prima pulverizare. Pulverizează-l odată, da? dar revin o măcar după o săptămână sau măcar după patru zile, dacă nu ai răbdare. Pentru că parfumurile Middle Easter se transformă. Da? Bun. Lavanda de aici, exact cum v-am spus și atunci când am făcut unboxing-ul și primele impresii, este acompaniată de un foarte, foarte fin iz. Da? În momentul de față resimt un fin iz de măr verde. Nu este rolul principal, nu acaparează scena, nu este cu și despre măr verde, este și el pe undeva pe acolo prin peisaj. După ce trecem și de partea aceasta de atingere, aceasta de lavandă, um, ai parte sau poți resimți, cum să spun eu, dulceața și treaba aceea curată, da? Treaba curată se transformă în ceva pufos, iar dulceața te duce puțin, atenție, nu spun că este un parfum gurmand, da? te duce, are o adiere ce te poate duce cu gândul către o tartă cu mandarine și lămâi. Eu asta simt și uh, nu am menționat de la bun început, scuzele mele, 9 a.m. Uh, am pus gheruța pe el, cum spun eu, în urma videoclipului și în urma unor discuții între mine și Coco de la Simțuri Ascuțite. În momentul în care l-am văzut pe Coco pe YouTube și a spus că este acea înghețată de vanilie peste care pui și niște pufarine și o mănânci la malul mării, eram I'm sold, da. Um, și da, pentru că suntem oameni și suntem diferiți și fiecare avem experiențele noastre și fiecare resimțim cu totul altceva, întotdeauna fiecare vom resimți cu totul altceva de aceea, din nou mă repet. Nu fugiți și cumpărați parfumuri full size în urma videoclipurilor Încercați să testați înainte da? Întotdeauna încercați să testați Bun, am închis și această paranteză Ei bine, mie nu-mi dă această stare Însă pot înțelege această stare dacă are sens și ceea ce spun Pentru mine rămâne um, acea adiere Pentru că încă o dată mă repet, ultima dată promit Uh, nu este un parfum gurmand. Uh, este acel fresh cremos în continuare, dacă are sens. Citric, mai degrabă, citric, fresh, fiind cremos. Da? Cam așa l-aș cataloga scurt pe doi. Um, exact cum v-am spus, nu este gurmand, însă pur și simplu asta mi-aduce în fața ochilor. Da? Pe măsură ce se dezvoltă, devine oarecum ușor mai dulce decât la început, însă este dulcele acela citric. Și da, cu siguranță dacă nu nu știu, dacă nu aveți încă, dacă nu v-ați decis uh, cu ce parfum să mergeți în concediu, recomandarea mea indiferent că sunteți domn sau doamnă ar fi 9 AM. De ce? Pentru că um, este acel no brainer, cum se spune la capitolul parfumuri de vară, nu este rigid, adică rigid în ce sens? Nu ți impune o anume ținută, nu ți impune o anume ocazie sau un anume eveniment și așa mai departe. Îl poți purta cu siguranță oriunde, oricând, da? chiar și la 40 plus de grade, cum trăim în momentul de față. Nu este, chiar dacă vin și vă spun, Uh, is de tartă și așa mai departe, nu este absolut nimic copleșitor, nimic opleșitor. Uh, la capitolul longevitate, eu personal, din nou, este strict experiența mea personală, dumneavoastră s-ar putea să prindeți mai multe ore sau mai puține ore, însă, la nivelul pielii mele de hidrata, la nivelul de hidratare al pielii mele, la nivelul de hidratare al organismului meu, la cantitatea aplicată de mine și da, intenționat enumerez enumăr câțiva factori, duce undeva la 7 ore, cu un siaj de 2 ore jumătate. Da? Undeva pe la două ore jumătate. Însă, pentru șapte ore 6-7 ore de longevitate, cu un siaj de 2 ore și jumătate la 40 plus de grade, când știți, sper, că parfumurile dispar imediat, da? Umezeala și căldura sunt uh, dușmanul numărul 1 al parfumurilor, al performanțelor unui parfum. Uh, eu sunt mai mult decât mulțumită, da? Categoric. Cu siguranță, pentru mine va rămâne în continuare. 10 din 10 și în momentul în care se va termina, va reveni în viața mea. Am văzut anumite videoclipuri pe TikTok la câțiva creatori de conținut din afară și spuneau că este acest nou AM, este acel parfum clonă pentru MFK Aquavite Forte, dacă nu mă înșel. În opinia mea, aș putea spune că este un 30%. 20-30%, dar nu mai mult de atât. Dacă doriți să achiziționați acest parfum în ideea că este acel dup sau acea clonă pentru Aqua Vite Forte de la MFK, nu. Nu că veți fi dezamăgiți. Dar în continuare vă spun, pot resimți acel schelet, cum îmi place mie să spun, în proporție de 20-30% dar dacă sunteți ca mine iubitori ai casei afnan, știți deja că la ei parfumurile nu sunt în, cum să spun eu, diupuri, clone, unul la unul, cum se mai spune și așa mai departe, ci din contră ei preferă să meargă pe un twist, cum se spune. Bun, și da, eu mă tot întindeam ca să iau și al doilea parfum, că nu m-a dus căpucul să le trag mai aproape de mine. Și al doilea parfum este... Doamne! Este Doamne! Bun! Scuze! Și el face parte pentru mine și pentru gusturile mele și uh, subliniez faptul că eu nu sunt acea persoană înnebunită de parfumurile citrice. Da? Eu nu mă regăsesc în zona aceea, însă 9 AM are acel ceva. Da? Nu este citric banal și atât. Dar următorul parfum, oricum o să vedeți din cât am consumat din el, vorbim aici despre Mystic Bouquet de la Afnan. Da, genul acela de prezentări cu care Afnan ne-a obișnuit de atâta timp. Super, deci nu. Nu ai cum cu el. Da? Nu ai cum cu el. Sticluța. Hai cu ring light-ul, dar nu am ce să fac pentru că a trebuit să închid absolut tot. Da? Până aici. Mai bine de jumătate. Mai bine de jumătate. În uh, patru luni. Bine, Sticluța vine de data aceasta nu în format de 100 de ml, cum este la 9 AM, ci în 80 de ml. Dar totuși, la câte parfumuri am să mâna atât de des după acest parfum, pentru mine uh, spune multe. Da? Și din nou, chiar dacă dumneavoastră mă vedeți pe contul meu de Insta, pe contul meu de TikTok sau pe grupul meu de Facebook Freak Family, veți avea linkuri pentru toate în bara de descrieri, Uh, cu un anume parfum la sote de, da? la scent of the day, parfumul zilei și așa mai departe. Asta nu înseamnă că eu în acea zi sunt uh, port strict acel parfum, da? Este vară, cu toții ne facem cât de multe dușuri se poate și după fiecare duș aplic din nou altceva, altceva și altceva. Da? Și da, Cam așa se explică treaba cu dentul din Mystic buchet. Bun! Oh. Mystic Buket, din nou, uh, unboxing și primele impresii în acest videoclip. De fapt, uh, despre ambele la fel. V-am făcut unboxingul uh, ambelor parfumuri în același videoclip și acum s-a nimerit ca ambelor parfumuri să o fac în același videoclip. Mystic buchet este acel parfum cum toată lumea spune și spune pe bună dreptate, de data aceasta, hype-ul este real, inspirat din valaia de la PDM. O secundă că îmi vine să tușesc. Bun, dar lăsând parfumul din care se inspiră deoparte, momentan, ca parfum de sine stătător, Mystic bouquet este excepțional. Da? Excepțional, excepțional. Genul acela de parfum, pe cât de liniar, pe atât de complex, știu, nu are sens. Dar pur și simplu așa le resimt. De ce spun asta? Mystic bouquet este pur și simplu ca și cum ai combina o parte florală. O parte fructată, o parte dulce, da? Dar toate aceste trei părți le combin pe o bază aquatică, apoasă, dacă are sens, da? Pur și simplu eu asta resimt în acest parfum. Doamne! Uh, nu știu, este o aromă atât de ușor de plăcut. Atât de versatilă, dar totodată hiper-ultra-mega-feminină, încât, cu siguranță, după părerea mea, da? Mystic Buchet poate fi, oricând, la orice oră din zi și din noapte, acel parfum de tip semnătură pentru absolut orice doamnă și domnișoară. Nu este, cum să spun eu, este perfect echilibrat. În ce sens? Nu pică nici către latura juvenilă, nu este nimic prea copilăresc, pueril sau așa mai departe, dar totodată nu este nici nimic um, extrem de matur. Da? Foar e genul acela de aromă extrem de ușor de purtat. Ce resimt eu acum, după macerare, după 11.000 de purtări și așa mai departe? În momentul de față există în acest parfum un duo, dacă doriți, cum îmi place mie să spun, și anume piersică și licii. Duo-ul acesta, cel puțin pentru mine, în percepția mea, mă însoțește, dacă doriți, cam pe 80% din drumul, din evoluția acestui parfum. Dar, dar... Am spus la începutul videoclipului că vom vorbi despre două parfumuri ce mie mi se par perfecte pentru vară. Chiar dacă eu vin și spun piersi, piersică și licii, s-ar putea ca multe dintre dumneavoastră să vă gândiți că piersica în sine ar fi ceva mult prea mult pentru caniculă. Ei bine, nu este, deoarece exact cum vă spuneam, piersica și liciul, acest duo, aceste două, această combinație de note, cum să spun eu? Are un fundal acvatic, nu miroase a. îmi vedea să spun apă. Nu. Cum, nu este mirosul acela ce te duce cu gândul, nu știu, ca și cum ești în fața unei cascade, ca și cum ești în fața unui pârâu și așa mai departe. Este mai degrabă, dacă doriți, și acum, da, s-a făcut conexiunea creier-gură, este mai degrabă izul unui um, iced tea de piersică și licii. Da? izul acela dulceag, dar totul este pe o bază ușor răcoritoare. Ceva ce te duce cu gândul, da, din nou ajung la aceeași poveste, ce te duce cu gândul um, către ceva acvatic, da? către ceva răcoritor. Bun, Aici, multă lume spunea că nu resimte bujorul. Acum, după macerare, cel puțin, bujorul și floarea de portocal, dar din nou, când spun floare de portocal, gândiți-vă strict la dulceața unei flori de portocal, la seva, mai bine spus, seva unei flori de portocal. Ca să vă fac o paralelă, o analogie. Fix floarea de portocal din rar peșă altă iubire mea, da pur și simplu asta resimt floarea de portocal din rar Passion o regăsesc și în mystic buchet și de ce accentuez lucrul acesta pentru că vreau să să nu mergeți cu gândul către izul de neroli. Nu este strict floare de portocal strict dulceața unei flori de portocal aici dar exact cum vă spuneam bujorul și floarea aceasta de portocal sunt undeva în fundal. E ca și cum te pândești de undeva din umbră. Și dacă ar fi să pun degetul da, pe una din aceste două note, eu personal sau cel puțin nasul meu detectează, dacă vreți, între ghilimele, mai multă floare de portocal decât bujor. Da? Acum, după macerare, bujorul s-a diminuat, dacă doriți. Iar către dry down-ul final, pe măsură ce acest parfum se dezvoltă, ai stiul acesta de piersici și licii capătă un, o idee ceva mai multă dulceață, da? dulceața se amplifică dacă doriți, dar totodată se poate resimți și un fiind de tot iz pudrat sau cel puțin e una așa Așa pot descrie, asta este strict experiența mea personală cu acest parfum, dar da, nu știu, ca longevitate, de data aceasta vorbim de 8-9 ore după macerare, pentru că da, inclusiv profilele olfactive sunt diferite, da? aici avem genul acela de parfum citric, fresh, fin cremos, pe când aici vorbim despre un floral fructat cu subton acvatic. Pentru că, da, în continuare, pentru mine, mistic buchet, cam asta înseamnă. Cu toate acestea, nu mi se pare genul acela de parfum strict pentru perioada estivală. Exact cum v-am spus, poate fi cu ușurință acel parfum de tip semnătură. Ce nu v-am spus? Dacă. La prima pulverizare, momentul în care l-am deschis pe camera aici cu voi, la primul puf mi-a dat iz de um, la flor buchet tot de, tot de la casa Afnan, da. Acea inspirație pentru uh, flor narcotic, narcotic flower de la Xnihilio. În momentul de față, după macerare, la prima pulverizare, nu, categoric nu, da. Nu, nu mă duce sub nicio formă în zona lui la Flor Buchet, tot de la Casa Afnan. Bun, un videoclip scurt pe doi, pe repede înainte, dar am spus că suntem în miezul verii și dacă nu v-ați ales încă un parfum și dacă sunteți, nu știu, sau dacă sunteți în căutarea unui singur parfum pentru um, perioada concediului, da? Am zis să vin. Până nu fac eu ceva, nu mă simt bine. Am dat sticla pe jos. Um, am zis să vin cu experiența sau cu impresiile mele finale în legătură cu aceste două parfumuri ale casei Afnan. Um, încă o chestie, un mic detaliu. Chiar dacă sunt acele parfumuri arabești, eu detest termenul, nu mă întrebați de ce, nu știu, îl detest. Eu prefer să le spun Midalister. Chiar dacă sunt acele parfumuri um, Middle Eastern, de la Mama Lor, de la Casa Afnan, la aromă nu au absolut nicio treabă și nicio legătură cu um, latura aceasta Middle Eastern. Da? Nu este izul acela arabesc, nu este nimic opleșitor, nu este nimic grețos, nu este absolut uh, nimic mult prea mult. Da? Din punctul meu de vedere, din nou, din punctul meu de vedere, dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, lăsați-mi și mie, vă rog, experiența dumneavoastră în legătură cu ele în secțiunea comentarii. Dacă nu doriți, lăsați-mi și mie ce parfum purtați dumneavoastră sau lăsați-mi un punct, o virgulă, un emoticon și așa mai departe. Um, Link-uri veți avea în bara de descrieri. Și dacă, din nou, nu știu, mai aveți alte recomandări de parfumuri ale casei Afnan. Hai să ne legăm strict de Afnan, că asta este subiectul clipului de astăzi. Dacă aveți și alte parfumuri ale casei Afnan care credeți sau considerați că sunt perfecte pentru vară, lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ca să-mi iau și eu notițe ca să păcătuiesc cu comenzi. Bun, Vă mulțumesc încă o dată, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc zile minunate, indiferent de unde mă urmăriți în momentul de față, sunteți la job, sunteți acasă, sunteți pe o plajă, sunteți la munte sau sunteți în afara țării, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți, îmi sunteți aproape și mă suportați așa cum sunt, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate răcoritoare și parfumate. V-am pupat!